Bun găsit, prieten, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Sunt două ediții speciale, astăzi, iată, de la ora 15 și mâine de la ora 20. Astăzi îl am ca invitat chiar pe șeful județului, președintele Consiliului Județean Iași, domnul Cristian Adomniție. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, domnule Cojocaru, mulțumesc pentru invitație și bună ziua, dragi pășcăneni! Vom încerca să discutăm, să înțelegem mai bine ceea ce se va întâmpla, de fapt, în ședința de marți, o ședință extrem de importantă pentru comunitatea pășcăneană. Discutăm despre situația apei la Pașcani. Iată, legislativul local se întrunește din nou pentru a găsi o soluție, sper eu, una decisivă în ceea ce privește rezolvarea apei la Pașcani. Mâine sunt programate 3 ședințe de comisii, comisiile tehnice. De la ora 9, ședința de urbanism, 11, comisia economică, 14, cea juridică, în cadrul cărora consilierii ar trebui să discute tehnic și să ia o decizie, să dea un aviz în legătură cu proiectele puse pe ordinea de zi. Mai exact, consilierii ar trebui să hotărească din nou dacă vor rămâne în Asociația Județeană de Apă și Canalizare sau dacă vor să păstreze votul dat în noiembrie anul trecut, un vot politic sub presiunea cetățenilor, de a rămâne în afara asociației, ceea ce ar însemna consecințe greu de imaginat. De altfel, săptămâna trecută, pe 23 martie, a avut loc o întâlnire importantă la Pașcani, o întâlnire, o discuție tehnică la care au participat și șeful județului, mă refer la președintele Consiliului Județean, dar și la prefectul județului, o ședință în care au fost stabilite câteva măsuri, dar care ele trebuie aprobate de consilieri. Bun, despre toate acestea vom vorbi în emisiunea care urmează, iar mâine seară de la ora 20 îl voi avea ca invitat pe prefectul județului. De asemenea, vom discuta despre aceste măsuri discutate care urmează să fie aprobate de către consilieri. Așadar, domnule președinte, haideți să înțelegem ce anume ați discutat pe 23 martie cu aleșii locali și mai ales la ce concluzie ați ajuns. Domnule Cajucaru, mulțumesc mult pentru invitație, încă o dată spun. Și dacă o să-mi permiteți, înainte de a da răspuns întrebării dumneavoastră, care deja mă conduce spre o discuție tehnică, dați-mi voie să vorbim împreună despre imaginea de ansamblu, imaginea generală, pentru că dacă o să intrăm mai mult în detaliile tehnice, mi-e teamă că oamenii care ne privesc și care trăiesc și ei, în felul lor, fiecare, zbuciumul acesta, nu cred că vor reuși să înțeleagă, pentru că n-au atât de multe istorii, repere legale și de oportunitate în spate precum avem noi. Dacă îmi permiteți o scurtă prezentare, așa cum o văd eu, cum se vede de la Iași. Da, nu de la Iași, că e greșit spus, că puteam să fiu și din București sau de la Washington, tot aia era, ci din afara situației. Oamenii până acum au fost foarte, mă refer cetățenii, nu vorbesc de elitele politice, de primărie, consilieri și mai ales secretar și preservapa ca management. Pentru că e o diferență mare între ce vor șefii de la PSA și angajații de la PSA. E un conflict major între cele două dorințe. Dar vorbesc despre ce simțeau pășcănenii care până acum învârteau robinetul și venea apa. Cât de bună era ca și calitate, cât de mult plăteau pentru un metru cub și mai ales pentru câți metri cub pierduți în subsolul orașului plăteau și ei nu vedeau lucrul acesta, asta e altă, o discuție iarăși, un pic secundară, tehnică. Dar imaginea de ansamblu este așa. Pentru nenumărați ani de zile, din totdeauna de când după Revoluție se știe PSA în orașul Pașcani, cu două excepții, a fost de două ori PSA-ul parte în Apa Vita și luată înapoi. În opinia mea, iarăși, din datorită unor intervenții și motive politice și economice locale, pășcănene. Deci s-au deranjat business-uri pășcănene, ca să zic așa. Nu înseamnă că s-au urmărit binele orășenilor, binele orașului. S-au urmărit binele unor business-uri. Astăzi, pășcănenii se uită așa și spun, dom'le, nu înțelegem de ce de mâine suntem amenințați că nu mai avem apă, pentru că până azi am avut. De ce sunt obligat neapărat să fac asociație când eu până acum plăteam individual o factură la PSA? De ce s-a putut până acum? Da, normal. Când vom vorbi de asociații de acum înainte, vorbim doar de asociații proprietari, așa cum sunt ele prevăzute în legea românească.
Deci omul simplu judecă așa. Adică judecă în mod simplu și direct. Eu am serviciu, sunt ocupat, am familia. Nu am timp să mă ocup eu de toate detaliile tehnice, juridice. De asta am consiliu local, primar, secretar, toată lumea. Să-mi facă mie viața mai ușoară, mai bună și nu să mi-o încurce. Nu să mă pună pe mine să aleg. E treaba lor să aleagă. De aceea i-am votat noi la 4 ani, că așa nu putem conduce orașul prin zbucium la fiecare semestru. Mai facem un zbucium, mai luăm o decizie. Nu e normal. Nu se întâmplă nicăieri în lume. Deci Pășcăreanu spune așa. Până acum am avut convenție individuală. Am avut factură pe numele meu. De ce până acum s-a putut și de azi înainte nu se mai poate? Apa Vitale e un om rău, care nu mai vrea să-mi permită ce îmi permitea celălalt. Prin urmare, dacă mă uit în oglindă, unul e bun, unul e rău. Asta e o idee, o imagine simplă pe care o are omul acolo. Până să-i spunem de master plan, de investiții, de viitor, omul spune, până acum aveam apă, o plăteam cinstit pentru că eu sunt convins. Și statistic, asta este și realitatea. Marea, covârșitoarea majoritate a pășcănilor își plătesc apa. Și vor să-și plătesc în continuare. Ei nu concep să primească un serviciu sau un produs pe care să nu-l plătească, pentru că nu se întâmplă nicăieri în lume acest lucru. Și nimeni nu pleacă din Iași sau de oriunde de la premiza că pășcănii nu vor să plătească apa. Nu se pune problema asta, pentru că oricum o plătești. Că ai telefonie, curent electric, gaz, cablu, orice. Unii au pus-o, să știți. Nu. Unii au pus-o am și înțeles. Care i-au încurajat pe oameni să nu... Foarte greșit, pentru că, pe de o parte, ai un punct de vedere al autorităților și în contrapartidă ai punctul de vedere al unor zvoneri și răspândaci. Dacă ar veni o altă autoritate cu care să ne putem măsura inclusiv în instanță, să spună instanța cine are dreptate, atunci aș înțelege să pui în balanță cele două puncte de vedere. Dar când vine Consiliul Județean, Prefectura, toată lumea îți spune același lucru și niște zvoneri îți spun altceva, atunci mă iertați, nu am cum lupta altfel decât cu instrumentele legale să mă prezint eu în fața dumneavoastră și în aceste zile fierbinți în Pașcani să asum. Mie nu mi-e teamă de lucrul ăsta, pentru că știu că fac lucru corect. Lucru corect pentru întregul județ Iași, inclusiv pentru municipiul Pașcani. Lumea să nu facă într-un fel vreo confuzie că prefectul sau eu purtăm interesele la apa vitală. Sub nicio formă. Puteți să eliminați apa vitală din discuție. O să vorbim și asta. Ce se întâmplă dacă nu e apa vitală în peisaj? Dar vă întreb direct pe... Dar imaginea generală, mă iertați, asta a fost. Deci pleacă și presiunea. Amenințări pe dumneavoastră, pe post, pe toți cei care își permit într-un fel sau altul să exprime o opinie. Care poate fi, nu poate fi egală neapărat cu a zvonerilor. Pentru că nu vedeți oamenii majoritatea civilizată și onestă a orașului. Dumneavoastră vă întâlniți cu cei care poartă un interes și vorbesc pentru unii care au un interes. Acei zvonări și răspândaci. Pentru că dacă ați ascultat majoritatea, dacă ați auzit, dacă s-ar auzi majoritatea oamenilor din Pașcani onești, ei spun așa, am avut apă, am plătit-o. Vreau să am apă, mi se pare normal să o plătesc. De ce e acest bucium? Nu e firesc. Nu e firesc că oamenii să se urască unii cu alții, vecini cu vecini, din cauza unui serviciu. Nu unei companii neapărat. Care serviciul de alimentare cu apă e din antichitate. Prima utilitate pe care o ar avea o cetate. Să ai apa, da? Este de neconceput. După atâtea milenii să redescoperim apa. Că despre asta e, dar despre asta vorbim. Ei, subiectul și răspunsul pentru acești oameni care întreabă, până acum am avut factură cu PSA, aveam convenție, de ce nu mi se permite, fie că e apa Vital, că e apa Nova București, că e Raja Constanța sau compania de apă de la Cluj, care ar veni și ar da apă la Pașcani, da? De ce nu mi se permite? Răspunsul direct, clar, spus și de prefectură, și o să vorbim și despre implicația prefecturii aici, este unul foarte limpede. Ce s-a făcut și cum s-a făcut până acum a fost ilegal. În toată România, orice serviciu de utilitate publică generală, cum ar fi apa, care e pentru toți, salubritatea sau termoficarea, se cuantifică, se măsoară și se plătește prin intermedierea asociațiilor de proprietari, acolo unde avem bloc de locuințe, scară de bloc. Acolo unde avem casă singură cu branșamentul ei direct, atunci acolo se face convenția individuală. Și facturarea individuală. Se poate face și la bloc.
blocurile noi, care au tras, că sunt și două scări, înțeleg, în Pașcani, au tras conductă de apă separată la fiecare apartament. Minunat! Adică, de la etajul 4, dacă e un bloc de 4 etaje, până la parter, sunt pe peretele celui care locuiește la parter, pleacă 4 țevi. La cei 4 vecini ai lui, de la 1, 2, 3, 4, de deasupra. Dacă ei acceptă acest joc, e minunat. Se face convenție individuală cu fiecare. Pentru că dacă unul din cei 4 nu plătește, doar acel unul poate fi închis și restul 4 nu au nicio problemă. Din cei 5, da? Parter plus 4. Deci ideea este foarte simplă. Acolo unde nu se face această individualizare, particularizare, nu se pot face nici convenții individuale, normal, n-am cum să fac contract cu tine dacă n-am o țeavă dete cu tine, ci e una generală pe care o împart mai mulți. Deci regula generală în Pașcani, ca în întreaga țară, este că avem o scară de bloc ca la Iași. Să facem exact ca la Iași. Iașul îi merge bine. Toate țevile sunt noi, apa e curată, totul e în regulă. Unii pășcăreni de ce nu să vor nu facem, să facă așa cum este la Iași. Să facem ca la Bacău. Să facem ca la București. Să facem ca la Cluj-Napoca. Așa e bine? Ca la Sibiu. Să facem ca la Timișoara. Hai să facem, să nu facem ca la municipiu Iași. Vor contracte individuale așa cum deci au fost există. Ele până acum. Ei au fost ilegale. Și aici e o altă discuție. Cauzele care au dus la discuția de astăzi. De ce PSA, dacă făcea bine ce făcea, nu de ce își dă duhul azi? De ce e în moarte? Dacă făcea în regulă ce a făcut ația ani de zile, de ce azi e moartă? Unul dintre aici motive e discuția... ar putea fi pentru faptul că Apa Vital nu achită facturile la epurare. Nu, stați un pic, Apa Vital e de 6 luni, de 9 luni în discuție, dar PSA-ul e mort de ani de zile. Bun. De ce? Pentru că asta e discuția de fapt. E o lungă linie în ani de zile de ilegalități în diferite domenii. În principal, repet, adică inclusiv servicii economice. Câte combinații s-au făcut pe PSA, pe spatele lui PSA și apoi de legalitate că primăria Pașcani, ca orice primărie de oraș din această țară sau municipiu, trebuia să aibă serviciu de asociații proprietari care să se ocupe de relația cu proprietarii, cu asociațiile, acolo unde nu există branșamente separate. Deci, se poate face. Și asta am și comunicat în urma, ca să răspund o parte din întrebarea noastră inițială, se poate face și separat, bineînțeles, convenția individuală la bloc cu cetățeanul. După ce, la început, s-a făcut asociația, deci asociația trebuie să existe în oricare din variante. Nu se poate fără. Pentru că interesul este unul comun și proprietatea de la scară e asociației. Nu e a lui Apa Vital, a lui E.ON sau altcuiva. Oamenii când și-au pus centrală de bloc, de termică, da? Au făcut, primul om a pus o țeavă de gaz, care era a lui. Următorii care s-au înțepat, i-au plătit lui. E aceeași schemă. Aici e aceeași schemă. Că proprietatea e a oamenilor și nu a furnizorului. Domnule președinte, n-aș fi deci vrut să intru în acest detaliu, dar vă întreb pentru că ați fost și parlamentar, ați fost și în guvern, cunoașteți foarte bine situația din acest punct de vedere. Există, iată, un curent de opinie care spune, domnule, nimeni nu mă poate obliga să mă asociez. Asocierea este liberă conform Constituției. Ori, așa cum prezentați dumneavoastră lucrurile, se înțelege că oamenii ar trebui să se asocieze. Aveți dreptate. Acea specificare din Constituție este manipulată de către Răzvonile și Răspândaci. În ce sens? Nu sunt obligat să mă asociez, sunt la liber, e o haiduceală. Foarte bine. Înseamnă că tu nu vrei apă, nu vrei termoficare și nu vrei salubritate. Dacă nu vrei astea trei, nu trebuie să te asociezi. Stai bine, mersi în blocul tău. Nu ai nicio problemă. Dar dacă vrei apă, salubritate și termoficare, legea în România, care n-a fost declarată neconstituțională, deci prin urmare este constituțională, îți spune că trebuie să faci asociația. Ca să încheiem subiectul ăsta care, repet, e o manipulare. E o manipulare din partea celor care vor să continue să căpușeze PSA-ul, să trăiască bine mersi, în lipsa oricărui control de legalitate sau a unei alte perspective. Pentru că venirea lui Apa Vital, care are reguli de corporație măsurate, auditate, verificată permanent și de către Consiliul Județean și de către Finanțe și de către Baird la Londra. Deci venirea lui Apa Vital și aplicarea legii pentru prima dată în Pașcani a scos la iveală tot acest amalgam de interese pe care nu a scos nimeni până acum. De fapt, asta e realitatea. Și e bine că s-a întâmplat așa pentru că altminteri nu s-ar mai fi putut. Pentru că și astăzi, după ce am dezbătut ideea generală,
Bă, dar Pășcăneanu a plătit până acum, de ce se mai poate de azi înainte? Pentru că a fost ilegal cum a fost până acum, clar. Cine va fi tras la răspundere cineva, nu e treaba mea. Sunt instituții de stat care se ocupă cu acest lucru și ele cu siguranță, fiind deja înștiințate și informate și atente, vor găsi un răspuns la această întrebare. Pe mine mă interesează cum putem să mergem înainte. Nu mă interesează istoria și burebista din acest punct de vedere. Mă interesează ce s-a întâmplat când s-au certat unii cu alții. Pe mine mă interesează ce se întâmplă azi și mai ales care este viitorul acestui oraș, copiii din Pașcan, dacă vor avea apă curată și, în primul rând, dacă o vor avea la robinete. Ori asta este o discuție, repet, care se tranșează marți. Bun. Marți, orașul Pașcani, prin consiliul său local, își decide soarta. Nimeni pentru Pașcani nu o decide în locul lui Pașcani. Noi de la Iași am venit și am arătat toate variantele care sunt pe masă. Pentru că nu era normal să vină cei din Cluj să o facă. Bun, spuneți-vă, rog, dacă dumneavoastră ați venit la Pașcan pe data de 23, astăzi la emisiune, sau poate chiar participați la ședința de marți. Eu voi veni marți la ședință. Aveți interesul sau ați venit pentru a-i șantaja pe consilieri? Eu, deci, cuvântul acesta este un cuvânt care are nu doar o conotație, cât e specificat clar în codul penal că e o faptă penală. Deci, prin urmare, totuși nu... N-a nebunit nimeni. Sub nicio formă. Consilieri, care e situația astăzi? Dați și chiar intrăm în această discuție. Dați Apa Vital și dați Iașul deoparte. Totuși suntem în județul Iași cu prefect, cu Consiliul Județean, așa mai departe. Nu municipiul Iași. Municipiul Iași trăiește bine, mersi. Are străzile făcute, apa făcută, canalizarea făcută, totul e în regulă astăzi. Iașul duce bine. Problema e la Pașcani, nu e la Iași. Bun, de ce ar trebui să intre Pașcaniul, să rămână? Dați-l afară, dați afară Apa Vital din discuție. Care este astăzi realitatea la Pașcani? Care sunt opțiunile pentru Pașcani? Și dumneavoastră mă corectați dacă eu greșesc, alături de toți cei care ne privesc și care pot interveni probabil pe site-a dumneavoastră. Astăzi Pașcaniul are o firmă în faliment, PSA, care are deja conturile oprite de reagicele. Deci orice ban plătește un pășcănean la PSA, acel ban se duce direct în contul reagicele. Nu se duce pentru ca PSA să-și cumpere o bucată de țeavă, un camion, un excavator, să poată face ceva pentru oraș. Sau să-și achite facturile. Sau să plătească datoriile sale din urmă. Nu. Toți banii aceia se duc pe propria de la reagicele. De fapt, a venit și o proprie pentru Apa Vital din cauza lui PSA. PSA administrează stația de epurare. Legea în România spune așa. Dacă vrei să ai serviciu de apă, trebuie de alimentare cu apă, trebuie obligatoriu să ai și serviciu de epurare. Nu ai voie ca tu, consumând apa, să o deversezi înapoi uzată, cu dejecții, cu ce face fiecare prin casa lui. Prin urmare, PSA tot ar fi mers foarte bine și s-ar fi perpetuat starea de facto dacă PSA putea să-și ducă singură serviciu de epurare. PSA se află astăzi, fiind de facto în faliment, în executare, cu stația de epurare pe care nu o poate opera. Pentru că atunci când s-a cedat serviciul de alimentare cu apă și canalizare, stația de epurare era încă în construcție, pe un fond european. Și s-a spus atunci în Consiliul Local, oportunitatea a fost să nu se dea la Apa Vital, să se lase tot pe PSA până se termină proiectul. S-a terminat proiectul. În acest moment, PSA nu poate plăti energie electrică și toate celelalte consumabile. Tot ce înseamnă substanțe chimice pe care le folosești în procesul de epurare a apei. Asta înseamnă că dacă după marți, spre exemplu, nu trece darea serviciului la un operator care poate, nu Apa Vital. Dați-l afară discuție. El, Apa Vital e fericită. Apa Vital nu e fericită că a fost trimisă la Pașcani de către mine. Apa Vital stă bine, mersi, la ea și face profit. Vine oricine doriți dumneavoastră. Poate să vină serviciu de apă de la Praga. Firma care dă apă în Praga sau la Berlin, vine firma aceea. Pe lângă E.ON vine și un nemț, o altă firmă, să dea apă la Pașcani. PSA-ul, dacă nu face epurarea să meargă, nimeni nu poate da drumul la vană ca să dea drumul la apă în oraș. Dacă se închide epurarea, automat se închide și alimentarea cu apă. Asta e discuție pe care nimeni nu o prezintă foarte corect oamenilor. Oamenii astăzi se află exact în această situație. Din cauza incapacității lui PSA de a opera epurarea, se oprește serviciul de alimentare cu apă, fără discuții. Am întrebat în nenumărate noastre discuții tehnice, am luat inclusiv la puricat prețul. Acel preț de 0,87 de lei pe metru cub.
și a recunoscut directorul de la PSA. L-am întrebat, câți metri cubi trec în stația ta pe an? 4 milioane. Deci, epurarea pe an la Pașcan costă 4.087, să zicem, grosso modo, 36 de miliarde de lei vechi. 3,6 milioane lei noi, da? Cât facturez mata? Și domnia asta spune, calculele le-am făcut pentru 2,5 milioane ori 0,87, când am trimis la NRSC prețul și așa mai departe. Dar noi, PSA, am trimis prețul de 1,30 de lei. Acolo deputații, senatorii s-au dus, au învârtit ce au învârtit pe la București și au venit cu prețul de 0,87. Și au venit la ea și spune, am scăzut prețul la epurare cel puțin. Deci tu, orașul Pașcani, facturezi, ai cheltuieli clare de 36 de miliarde, pentru că ai 4 milioane de metri cubi care îți trec prin stație. Clar, fără discuții. La prețul la care ți l-a aprobat ANSC-ul, de 0,87 de lei. Dar tu facturezi maxim 2,5 milioane, ori același preț. Deci tu facturezi maxim 2 milioane de lei. Deci tu în fiecare an cheltui 36 de miliarde și încasezi, dacă ți-ar plăti toți, ceea ce nu e cazul, dacă ți-ar plăti toți, încasezi 20 de miliarde. Deci tu faci o gaură pe an de 1,6 miliarde, de 6 miliarde, din start. Asta e din start. Asumată. Asumată. Ar fi fost în regulă dacă Consiliul Local venea și spunea plătim noi 16 miliarde subvenții în fiecare an. E, aici o discuție. Pentru că de când ești în Uniunea Europeană, spre exemplu aeroportul Iași, încă e pe subvenție pentru că are voie pe regulă europeană să primească ajutor de stat. Un consiliu local nu poate da firmei sale un sprijin financiar fără ca el să se cheme ajutor de stat, să se supună legii ajutorului de stat, să primească notificare și voie de la București și de la Bruxelles. Pentru că atunci, dacă ar fi un operator privat, el ar fi complet lovit. Pentru că unde vine statul cu banii, nu mai poate el să concureze în momentul acela egal cu operatorul de stat. De aceea, neexistând nici această perspectivă ca municipiul Pașcani să sau promisiune să investească bani și n-ar avea voie astăzi, cu siguranță PSA nu va avea nici curent, nu va avea nici substanțele și închide epurarea. Asta e realitatea. Se întâmplă marți. Asta ați discutat și în ședința de la Astea au fost în esență discuții. Dar astea sunt deja discuții de detaliu. Pentru că oamenii, repet, oamenii se opreau la discuția, băi, am avut factură de la PSA, de ce nu pot să am și la Apa Vital? Și răspunsul, o spun a treia oară, era ilegal. Că nu i-a întrebat nimeni până acum, că nu s-a sesizat nimeni. Asta e o întrebare pe care și eu o am. De ce s-a permis atât de mult timp ca lucrurile să meargă pe acest drum? De ce nimeni nu s-a sesizat să vină să pună un pic lucrurile în regulă? Și a fost nevoie ca sosirea lui Apa Vital, cu regulile clare, după lege, auditate, să scoată la lumină aceste întâmplări. Dacă n-ar fi venit Apa Vital, ele continuau până când nu se mai putea rostogoli acest bolovan al datoriilor și al mersului fără încasare. Domnule președinte, să știți că solicitarea oamenilor nu este deloc exagerată. Dincolo de trebuie să fie legală. Prevederile aici legale, există și argumente de natură socială. Foarte mulți pășcăneni se plâng de faptul că sunt locatari la bloc care nu-și achită facturile, care nu au de unde, sunt alții plecați în străinătate, ori ar însemna într-un condomeniu, într-o asociație sau într-o altă formă sau variantă să depindă de altcineva. Au depins până acum. Unii chiar au plătit, iar sumele nu au fost virate către furnizorul de servicii, de către asociație. Sunt convins că ați mai auzit, probabil și la Iași, de astfel de situații. Ori, după această experiență de 20 și ceva de ani de zile, când au plătit individual, pe baza unui contract individual, este foarte greu să-ți asumi acum o responsabilitate colectivă. Deci, din acest punct de vedere, oamenii, în special oamenii simpli, care nu sunt implicați în politică, nici nu au treabă cu interpretarea legii, cred că văd bine lucrurile. Întrebarea mea este, la ce concluzie ați ajuns dumneavoastră și administrația din Pașcani, așa încât, începând de marți, dacă consilierii vor vota, acestor oameni să le fie mai bine? Mulțumesc foarte mult. Uite că depășisem deja discuția cadrului general, intram în detalii tehnice și nu răspunsesem. Sunt două răspunsuri aici. Pentru că, într-adevăr, oamenii asta spun. Mi-e teamă dacă merg la asociație, eu voi plăti, vecinul nu, îmi taie și mie apa. Din păcate, fac această paranteză, cam așa s-a și întâmplat în ultima perioadă cu Apa Vital. Și este un comportament pe care nu-l încurajăm.
El este legal, legea îi permite, dar nu mi se pare că este oportun, nu mi se pare că este cu tact. Adică s-a început cu stângul colaborarea în Pașcani, din punctul meu de vedere. Și asta am spus-o și la ședință, i-am spus-o și companiei și le-am cerut în limitele legale să opereze modificări, pentru că, iată, rezultatul este o revoltă. Nu cred că e de bine. Deci trebuie să schimbăm ceva, pentru că eu îmi doresc să fie pace, să fie înțelegere între oameni, nu ca rezultat al muncii noastre să fie scandal. Înseamnă că ceva e greșit fundamental undeva pe drumul acesta. Și primul lucru pe care trebuie să spunem din capul locului, că putem să comparăm situația alimentării cu apă prin asociație la Pașcani cu ce a fost la Iași cu CET-ul. Că lumea nu plătea, că n-avea bani. Nu plătea încălzirea pe timp de iarnă. Și atunci exista riscul de a se opri încălzirea pe tot blocul. Că asta era, nu era altă soluție. Exact la fel, numai că în loc de încălzire e apa, se poate întâmpla la Pașcani. Și lumea înțeleg această teamă. De aceea au fost promisiuni ferme și ele sunt scrise și în regulamentul pe care Apa Vital îl propune pentru serviciu și de epurare de data asta, da? Dar pentru serviciu întreg, ca atunci când, într-o anumită scară de bloc, într-un anumit condominiu, unul, doi sau mai mulți cetățeni nu plătesc, deși legea îi permite să închidă apa, Apa Vital să nu facă acest lucru. Apa Vital, așa cum a fost și la Iași, cu termoficarea și acum, nu prea mai sunt datornici pentru că s-au cam încheiat procesele. Cei care au fost buni platici, oameni serioși, cei care au consumat au plătit, n-au avut parte de penalități, n-au avut parte de necazuri, n-au avut parte de procese. Astfel încât au mers bine mersi înainte. Apa Vital are puterea financiară de a asuma temporar acele pierderi. Ele nu sunt pierderi. Ei sunt bani care trebuie încasați de către Apa Vital și mai devreme sau mai târziu vor fi încasați. Aici e discuția. Haiducii care își imaginează că pot consuma apa, îi abuzează pe vecini, că o spune, da, ce mă interesează, eu nu plătesc, na, că sunt mai deștept și sunt mai haiduc, vor fi dați în instanță. Și după 6 luni, după un an și 6 luni, cu siguranță procesul va fi câștigat de Apa Vital sau de orice altă companie putea să câștige și PSA, că aici e discuție. Apa Vital e obligată prin regulamente, prin curtea de conturi, urmărește fiecare datorie pe care o are încasat, de la oricine, fie că e o firmă, fie că e o persoană privată. PSA n-a făcut-o. PSA a trăit 10 ani la indicații politice și nu și-a urmărit în instanță să-și colecteze ce avea banii săi. Sunt peste 50 de miliarde de lei vechi, 5 milioane de lei pe care PSA trebuie să-i strângă de la cei care au primit serviciile pe PSA, așa cum au fost ele, dar nu le-a urmărit niciodată acele datorii de colectat PSA. Asta e o altă problemă, care este specifică și la indicațiile Pașcanului s-a întâmplat, nu la alte, deși legea spune complet altceva. Și Apa Vital va face următorul lucru, va continua să dea apă în scară. Deci, practic, concret, nu există riscul, sau nu va exista riscul de a fi închisă apa pe scară, dacă unii cetățeni din scară nu plătesc. Ei vor fi urmăriți în instanță, în procese și la final vor descoperi că vor avea de plătit de 3 sau 4 ori mai mulți bani pentru că se adună penalitățile care se mulțesc cu trecerea zilelor și așa mai departe și la final vor plăti și mai mulți bani decât ar fi plătit dacă erau oameni civilizați, cinstiți și plăteau așa cum scria la lege și la contract. Bun, aici această haiduceală 20 de ani nu s-a plătit. E adevărat. Asta a fost de fapt treaba. Insist pe răspunsul dumneavoastră și poate chiar mă ajutați cu o garanție din partea dumneavoastră. Și mai și al doilea, că am spus că sunt două lucruri. Deci primul este acesta, că haiduceala care a fost până acum, conform legii în România, nu trebuia permisă. Eu sunt surprins, sunt îngrijorat, pentru că de aceea avem situația de astăzi, că dacă s-ar fi aplicat legea de la bun început și pe parcurs, noi nu am fi avut aceste discuții în acest moment, ci din potrivă, eram chiar foarte fericiți. Al doilea mit, zvon, care se răspândește, este cel privind reprezentantul de pe scara de bloc. Care ar urmea să semneze contractul. Care și-ar pierde casa dacă n-ar plăti vecinii. Este o mare minciună, spusă din nou de zvoneri. Autoritățile spun, și eu, și Apa Vital, și Prefectura, toți ceilalți, un singur lucru foarte clar. Avem nevoie și noi suntem de acord să avem această perioadă de tranziție de circa 3 luni în care și chiar și mai mult, dar să vedem buna credință, pentru că și noi când ne judecă pe noi cineva, că și noi trebuie să aplicăm legea și ne întreabă și pe noi statul și autoritățile de ce nu aplicați la Pașcani și la Iași, da,
Noi trebuie să arătăm buna credință că suntem în proces de a intra în legalitate cu toți. Că ce s-a făcut până acum nu se mai face și iată, suntem pe cale să rezolvăm situația. Ei, am spus că pentru început se poate găsi acel reprezentant de pe casa scării cu care se face acel tabel, cu care facem contractul de pe APA Vital și se emite o factură pe scară. Acel reprezentant, ca și la Iași, se duce cu vecinii săi sau poate să nu fie din scară, poate să fie un alt om, un terț om care nu locuiește în scara aceea, dar el e desemnat reprezentant de către cetățeni. Și împreună cu cetățeanul verifică lunar sau la două luni sau la trei luni, la Iași deja nu se mai verifică, consumurile. Faptul că nu s-a desigilat contorul, că n-a furat nimeni apa pe lângă contor și că, într-adevăr, acel contor înregistrează consumurile pe care le-a declarat beneficiarul. La Iași, la mine, la bloc și toți știu asta și pot verifica, în fiecare lună mergem și spunem noi cât am consumat pe contor. La baie, la bucătărie, apă caldă, apă rece și se registrează. Din când în când, în funcție și de ce fel de client ești, vine administratorul și verifică dacă citirea, ultima citire pe care tu o ai, este și cea care e cu adevărat și pe contor. Dar nu e nevoie, pentru că lumea nu minte, că e evident dacă scrie pe ceas cât ai consumat, cum să spui că ai luat mai mult sau mai puțin. De obicei, vă spun eu, majoritatea ieșenilor plăteau în plus, pentru că eu uitam să declar că eram ocupat, că am și serviciu, nu sunt așa în fiecare zi cu ochii pe ceasurile de pe sub chiuvetă, ca să zic așa. Și uit, administratorul pune din burtă. Eu spune, cât sunt acolo? Trei cetățeni, doamna domniței, soția și copilul. Cât se consumă în medie pe cetățean? Păi 4 metri cubi. Păi trecem noi, 12, că a consumat asta 12. După aia se face regularizarea, pentru că el de obicei trece o cantitate care să fie asiguratorie. Și la final, după un an, dacă vine, descoperă că tu pe un an de zile ai consumat poate cu 30 de metri cubi mai puțin. Dar n-ai apucat să declari, că nu ți-ai urmărit interesul. Am înțeles. Șeful deci, de scară, niciodată nu e în minus. Asociația ce eventual poate să fie în plus. Scării urmează să răspundă material pentru nu, sub nicio formă. Scrie în, încă o dată spun, scrie în regulament pe care îl aprobăm în Consiliu. Niciun asemenea, din potrivă, comunitatea și noi îi suntem recunoscători acelui om că fără a fi plătit de către oricine altcineva, el face această diligență de a intermedia discuția dintre firmă și, și viitoarea asociație, actualii proprietari, care încă nu s-au constituit în asociație. Când se vor constitui, dispare reprezentantul și apare asociația, care are un administrator. Cum e oriunde în România? Numai la Pașcan nu. Că asta încerc să spun. Să nu facem ca la Iași. Hai să facem ca la Cluj. Hai să facem ca la București. Ca la Constanța, ca la Pitești. Oriunde. Nu ca la Iași. Ca să nu fie o discuție de partipriuri. Hai să facem ca oriunde în țară, numai la Iași. Exceptând Iașul. Asta încerc să spun. Numai la Pașcani e această situație, care este incredibilă, dar deci, iată, e adevărat. Nu va fi închisă apa la cei care nu se își va închide nu se închide apa într-o scară în care unii cetățeni sunt răoplatnici. Acei cetățeni sunt urmăriți în instanță prin proces civil și eventual, cum se întâmplă în Iași, dacă se consideră că ei au fost vinovați, li se păplește din salariu, de la firmă, de la angajator și așa mai departe. Iar cei care încheie contractul nu răspund material. Iar cei care încheie contract ca reprezentanți de scară, în primul rând sunt niște eroi, asta o spun eu, pentru că astăzi s-a creat această psihoză în oraș și iarăși nu înțeleg de ce, decât din cauza unor oameni răi. Pentru că nu e normal. Trăim cu toții într-o comunitate, că e de 30.000 de oameni, că e de 300.000 de oameni, nu e normal să ajungi în halul ăsta de ură care este astăzi în Pașcani. Și de la ce? Că nimeni nu vrea să facă rău. Adică toată lumea vrea să ajute, să servească această cauză și unii deja sunt priviți cu ură. Am auzit cazuri incredibile despre angajații ai PSA care ar fi dorit în scara lor de bloc să se declare ei reprezentanți și în familii aveau scandal, pentru că acel consort nu înțelegea el însuși sau ea însăși subiectul. Și era deja captiv acestei dezinformări care, iată, este la nivel de oraș. Este chiar un subiect de cercetare sociologică, dacă îmi permiteți să spun, ce s-a întâmplat cu această discuție la nivel de comunitate. Și e cea mai mare după orașul Iași, cea din Pașcani. Bun, mai am multe întrebări. Deci aceste două subiecte sunt foarte importante și cred că împreună ne le-am lămurit. Sunt importante în special pentru consilierii locali care au pus în discuție comportamentul apa. Nu, eu sunt important în primul rând pentru oameni. Pentru că oamenii au fost păcăliți, prostiți, vrăjiți de către niște zvoneri
care reprezentau niște oameni cu interese la Pașcani, noi n-am niciun interes. Deci încă o dată spun, imaginați-vă că prefectul și cu mine, care nu trăim în Pașcani, noi nu avem interese, nu câștig nimic sau nu pierd nimic dacă nu se întâmplă lucrurile sau dacă se întâmplă la Pașcani. Am vorbit de prefect. Eu mă strădesc de multe luni de zile să găsesc o rezolvare la această situație. Consilierii pe care vorbeați dumneavoastră găsesc o scuză ușoară și chiar ea e în esență una corectă. Când ei merg la vot și vine secretarul orașului care este responsabil de legalitate și spune că nu semnează un proiect de hotărâre. Atunci normal că oamenii se alertează. Mai ales acum. Bineînțeles, stai un pic, pentru că mi-e teamă dacă cel care e... Eu sunt inginer sau sunt profesor. N-am cum să știu cum e cu legea. Nici nu e normal. Pentru asta noi plătim secretarul. Noi comunitatea, da? El trebuie să spună cum e la lege. Secretarul nu e de capul lui în această țară. Nu e el Dumnezeu. Nu e primar secretarul să-și dea cu părerea despre oportunitate și să intervină în acest sens. El trebuie să spună această propunere este legală din punctul meu de vedere sau nu. Cel care decide ulterior dacă o hotărâre de proiect de hotărâre este legal sau nu, este prefectura. Și aici a intervenit la cererea mea prefectul. Pentru că dacă aș fi fost eu șeful secretarului în orice unitate teritorială administrativă, aș fi chemat lumea și aș fi venit eu cu juriști și aș fi arătat doar de la mine. Din păcate nu e în subordinea mea, secretarii de primării, fie că sunt municipii, orașe sau comune, se subordonează prefecturii. De altminteri, fiecare hotărâre de Consiliu Local care se dă, toate hotărârile din județul Iași merg la prefectură și prefectura supervizează. Dă un aviz de legalitate suplimentar pe lângă cel al secretarului local. Și se întâmplă dăți când un consiliu dă o hotărâre și prefectura spune că este nelegală. Și atunci, dacă acel consiliu este nemulțumit, merge în instanță. Instanța fiind, evident, locul suprem în care aceste lucruri se decid, la contencios. Dar, până la instanță, cel care verifică munca tuturor secretarilor este prefectul. De asta am adus prefectul la Pașcani să le spună prefectul, cu gura sa, alături de întregul departament juridic de la prefectura, adică exact juriștii care socotesc lucrurile astea, dacă acele proiecte de hotărâri sunt legale sau nu. Evident că legea nu ne permite o antepronunțare, că nu este această procedură. Dar noi am venit să ne asumăm public, sunt declarații, sunt întâlniri cu dumneavoastră, și să spunem care este, din punctul nostru de vedere, juridic adevărul. Consilierii aceia, dacă votează proiecte de hotărâre, nu riscă nimic. Ele sunt perfect valabile, legal, juridice. După aceea, consilierii descărcați de această teamă a legalității, sunt legale, pot judeca corect, sper eu, oportunitatea. Dacă ele fac bine orașului sau dacă rănesc orașul. Azi, cum se află orașul, nu cred că e de bine. Că rămâne fără apă și fără canalizare și îndată fără apă. Și cu siguranță, fără vreo investiție pe viitor. Și invit pe topășcănenii să meargă la Hârlău. Să vadă vis-a-vis de Petromul, dar Hârlău se construiește și se termină anul ăsta noua stație de epurare a orașului. Deja lucrăm la bazinul de alimentare cu apă de la Pârcovaci. Adică am făcut epurarea, am avut acum timp și banii să trecem pe captarea de apă, pe aducțiunea de apă din Hârlău. La Târgu Frumos, dacă are cineva drum în vale, lângă calea ferată, să poată să vadă noua stație de epurare și de la Târgu și de la Poduiloai. Nu mai spun orașul Iași, care are tot subsolul orașului Iași e nou. Toate țevile din Iași azi de aducțiune de apă și de canalizare sunt noi. Și la Pașcani de ce nu ați investit? Pentru că Pașcani singur n-a vrut în joc. Pașcani a semnat în 2009, la invitația noastră, nu primarul, hotărârea de Consiliu Local, că nu vrea. Nu vrei, nu e cu forța. Numai că acum, iarăși nu e nimic cu forța. Pașcani a renunțat singur la 9 milioane de euro. Ce s-a întâmplat la Hârlău și la Poduiloai și la Târgu Frumos, se putea bine mersi întâmpla și la Pașcani. Pașcani a preferat să-și facă stația din împrumut. Bani pe care tot îi vă da înapoi. Deci în loc să-ți faci o școală, în loc să-ți faci un trotuar, în loc să faci un parc pentru copii, tu vei plăti bani înapoi pe stația de depurare pe care o puteai face cu bani europeni, cum au făcut ceilalți. Ceilalți vor avea bani de școli și parcuri și trotuare pentru că au primit cadou de la Apa Vitală Arsacis și mai ales de la Uniunea Europeană banii pentru a-și face acele investiții. Pașcaniu a fost mai mândru, mai orgolios, mai republican și iată că plătește. Deci dacă îți permiți, fă-ți. Nu te oprește nimeni. La fel și pentru 2014-2020.
Dacă îți permiți să fii atât de mândru, foarte bine, nu te oprește nimeni. Dar cât de cert dar sunt astăzi, aceste investiții care de super cert, sunt pe vă efectiv. Spun acum, dar astăzi cum arată lucrurile, tu ești falimentar. Cum am fi fost toți și orașul Iași. Când n-ar fi avut orașul singur bani pentru a schimba totul. Tot cu Uniunea Europeană am rezolvat lucrurile. Dar astăzi orașul Iași, ca întregul județ, se bucură de servicii de apă și canal sigure, nu sunt infestate, nu ne îmbolnăvim de la robinet, nu plătim în plus de aiurea. Adică eu la robinet consum un metru cub, dar până la mine se mai pierd doi în instalații. Și cine pe țevi, cine plătește cei bani? Păi eu plătesc că am consumat. În mod normal, acei bani se duc pe spatele primăriei. Și iar n-am eu bani de trotuare și de școli, că plătesc pierderile de la PSA. Că asta a fost ani de zile la Pașcani. Deci asta e oportunitatea din acest punct de vedere. Dacă Pașcaniu consideră că e oportun să stea și de data asta în afara lui Arsacis, foarte bine e treaba lui, să se descurce singur. Numai că e în județul Iași, nu e în județul Bacău sau în județul Suceava. Că nu se stresează președintele de la Suceava sau președintele de la Neamț din cauza Pașcanului. Eu mă stresez. Noi suntem foarte îngrijorați la Iași din cauza acestei situații. Nu dormim noi bine gândindu-ne cum să rămână orașul fără apă. Dar primii care trebuie să nu doarmă ar fi cei primarul și cu cei de aici. Adică eu sunt surprins, încă o dată spun, de cât de relaxați sunt pășcănenii, pe cât de îngrijorați suntem noi la Iași. Când, repet, apa vital stă bine, mersi, are profit, e bine, mersi, ea vine și investește bani aici, nu face rost de bani aici. Nu e aici filonul cu aur pe care vor toți să-l cucerească. Că nu mai văd pe alții venind. Ne vedeți doar pe noi. Imaginați-vă că noi ne ridicăm și plecăm. Cine mai vine să rezolve treaba? Cine? Bun, spuneți-mi despre investiții. Cât de certe sunt aceste investiții cuprinse în acest master plan? Acum vom intra în acest master plan și detaliu pe care poate lumea nu e așa de interesată, dar trebuie să știe. Master planul 1, 2007-2013, a însemnat 4 orașe, ar fi fost 5 dacă Pașcanul nu era mândru, adică Iași, Târgu Frumos, Podiuloai și Hârlău, și care și-au rezolvat treaba astăzi. Deja în repet, Târgu Frumos, se sparg străzi, dacă o să mergeți în partea de Lipoveni, se lucrează, toate străzile sunt săpate, se schimbă instalații și o să fie bine la final. Când îți faci casă oriunde în oraș, ai țeava de apă și de canalizare lângă tine. Nu mai plătești tu să-ți faci fosă și să trăiești cu mizeria lângă tine și să plătești vidanja din când în când să vină. Deci, master planul 2 nu e un care înseamnă 200 de milioane de euro. Master planul 1 a fost 136 milioane de euro. Și au fost cheltuiți toți banii. Master planul 2 înseamnă 200 de milioane. Cu acești 200 de milioane, pentru că orașele sunt deja rezolvate, Consiliul Județean va rezolva întregul județ. Toate comunele din județul Iași vor avea cu siguranță alimentare cu apă și cea mai mare parte dintre ele vor avea și canalizare. Pentru că de acum noi suntem la capitolul în care raționalizăm. Nu fac stații de epurare la fiecare comună, că nu avem așa de mulți consumatori. Pentru că și stației îi trebuie anumit debit de intrare în stație. Și Pașcanul se află pe această listă alături de comune. Deci acest master plan, repet, nu e un paușal. Așa, 200 milioane și vedem ce facem cu ei. Sunt 200 milioane defalcați clar pe localitate, pe lungimi de instalații, pe tipuri de servicii, alimentare cu apă sau epurare sau canalizare, pe număr de repere, câte cămine de vizitare, câte branșamente ați prevăzut în comuna X. Adică, la detaliu, pentru orașul Pașcani sunt prevăzuți 13 milioane de euro. E mai mult decât bugetul de investiții al primăriei, cred că pe vreo 5 ani. Deci dacă primăria ar investi toți banii, fără să mai repare nimic în oraș, i-ar trebui vreo 5 ani să facă singure lucrările astea. Evident că nu poate. Evident că nu e realistă deci perspectiva aceea. Deci sunt certe. Sunt certe, sunt semnate. Dar dacă Pașcanul mai insistă să nu vină la Arsacis, noi mergem la Uniunea Europeană și cerem cei 200 milioane fără Pașcan. Există posibilitatea ați înțeles? Pașcan... Deci Pașcan, dacă vrea să primească, trebuie să spună vreau să fiu pe lista aia. Există posibilitatea ca Pașcanul să rămână în Arsacis, dar... Să ia ți apă de bani? Fără ca operatorul nu există. Să nu fie apalitat? Nu, să fim, adică să fim, investițiile să fie făcute de altcineva? Să vorbim pe șleau, ca să înțeleagă lumea. Nu există. Pentru că noi suntem auditați, e penal. Nu există lucrul acesta. Deci ești în listă,
sunt 13 milioane de euro direcți, mai sunt 2 milioane indirecți, care înseamnă asistență tehnică, consultanță, ingineri care supervizează, care pot să fie locuitori al orașului Pașcani, că nu o să vină cei de la Craiova să muncească în Pașcani și așa mai departe. Dar, repet, trebuie să vrea Pașcani. Eu nu pot să-i spun lui Pașcani, îți dau cu forța 13 milioane. Trebuie să-i ceri și tu. Eu, pentru restul lumii, am rezolvat treaba. Dar trebuie să vrei și tu. Dacă nu vrei, asta e oportunitatea. Tu ai de ales. E oportun să iau banii ăștia de la Uniunea Europeană sau nu e oportun? Noi spunem cu toții, eu, APA Vital, prefectura, toată lumea, că e oportun. Zvonerii răspândaci și cei care sugeau până acum din afacerile locale nu le convine că aplicându-se legea se închidă robinetele acelea. Ei spun că nu e oportun. Și s-a creat războiul din oraș, care cui servește? Servește orășenilor? Imaginează că noi plecăm mâine, plecăm acum. Cu cine rămâne orașul? Ce face orașul? Mâine, păi mâine. Ce nu face județul dacă marți va fi vot negativ? Dumneavoastră în calitate dacă de președinte și prefect. Dacă marți va fi vot negativ, prefectul, repet, rolul prefectului în Pașcani este unul singur, mare și clar. Prefectul este apolitic, ar trebui să fie apolitic. Nu e locul și momentul acum să declar eu asupra intereselor de acest tip. Dar rolul prefectului în Pașcani este foarte clar. El este șeful secretarului și dacă secretarul spune ceva, el ca șef al lui trebuie să confirme. E adevărat ce zice secretarul sau altul e adevărul. Și astăzi situația este următoarea. Domnul Zuzanu spune una, că nu e legal, și prefectura, cu prefectul și toți juriștii, cei care sunt supervizorii domnului Zuzanu, știu mai multă carte, sunt mai de bună credință și n-au interese la Pașcani, spun altceva, spun că sunt legale și consilierii să voteze liniștiți pe legalitate. Ei să dezbată oportunitatea. Dacă e bine, dacă nu e bine, pentru că dacă în oricare variantă decid, acele hotărâri de Consiliu sunt legale. Și prefectura arată în fapt acest lucru prin faptul că nu atacă în contencios mai departe hotărârea. Cum a fost cazul subiectului de astăzi, când o hotărâre de Consiliu a fost dată și prefectura a spus că este nelegală, a atacat-o și a câștigat. Exact. Bun, nu mi-ați spus ce veți face dumneavoastră dacă votul de marți va fi negativ. Voi fi foarte trist. Și mă pregătesc pentru faptul că trebuie să venim să salvăm din nou după aceea situația, dar nu întrebarea nu ce facem noi. Eu repet, voi fi foarte trist și mă pregătesc. Pentru că știu care este deja scenariu. Dacă marți nu se votează, ok, APA Vital își închide anul fiscal, nu mai recunoaște nimic datoriile lui PSA, pentru că asta n-am mai apucat să spunem împreună. Dacă marți se primește vot pentru APA Vital, toate datoriile lui PSA din anul trecut și până astăzi intră pe exercițiul financiar al lui APA Vital și APA Vital va plăti tot pe 31. Pentru că pe 31 la ora 24, APA Vital încheie situațiile financiare pe tot anul trecut. Deci, dacă se cuvinte, pierde dacă votul ziua este, de marți, dacă votul este pozitiv, automat mai avem câteva ore, 12 ore, face plata mai avem 12 ore fizice în care situațiile financiare de la PSA trec la APA Vital, APA Vital își rectifică, ei sunt pregătiți, toți contabili de APA Vital stau la serviciu, nu pleacă nimeni acasă și până la 24, când trebuie să încheie anul fiscal 2014, se adună și situațiile de la PSA, se rectifică cei de rectificat și se încheie situația. De plătit se plătește miercuri, probabil. Pe E.ON. Și APA Vital plătește pe E.ON. Se primește curent, dar E.ON însuși nici nu are nevoie de plată miercuri. E.ON văzând că s-a rectificat situația generatoare de problemă, s-a rezolvat cauza. Efectul sigur se va rezolva. Dar cauza e că dacă rămâne PSA, nu va avea bani. Dacă vine APA Vital, va avea bani. Nu mai e stresat E.ON în momentul ăla. Nu mai închide curentul miercuri. Că asta e problema. Când E.ON vede că lucrurile intră pe drumul cel corect, cel drept. Dacă votul va fi dacă negativ. Va fi corect. Dacă nu va fi corect, dacă nu va fi pentru delegarea, pentru luarea de la PSA, că asta e discuția. Care sunt opțiunile Pașcanului azi? Rămâi sau nu cu PSA? Nu APA Vital, că locul APA Vital poate să fie, repet, firma de apă din București, din Constanța sau de la Praga. Nu contează cine vine. Azi ai pe PSA. PSA poate să-ți mai dea apa și să-ți facă epurarea? Nu. Ce faci? Rămâi fără apă? Că asta e, dacă nu duci pe altcineva, rămâi fără apă. Asta e alternativa. Asta este oportunitatea care se dezbate în aceste zile. Bonusul, repet, sunt banii de investiții și viitorul și așa mai departe. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute.
sună când e gata. Cine era la telefon? Era Anica, dar a zis că nu vine și îmi lasă mie părția lui. Cosarom. Savurează diferența. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă peceta domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit! Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJT în Pașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu două sau trei straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJT în partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit! Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJT în Pașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu două sau trei straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși, TJT în partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232-711-988 0722-433-503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Revenit în direct după o scurtă pauză de publicitate, invitatul meu de astăzi, domnul președinte al Consiliului Județean Iași, domnul Cristian Adomniței. Foarte multe mesaje, chiar și amenințări. Am primit foarte multe amenințări din partea unor indivizi și sunt puțin la număr, pentru că se vede și după IP-ul folosit, care au interesul ca aceste probleme nici măcar să fie dezbătute, să fie clarificate. Adică principala problemă a unora este de ce domnul președinte este invitatul meu la emisiune. Apoi, de ce continuă această dezbatere, de exemplu, mâine seară cu prefectul? Păi tocmai pentru ca dumneavoastră
stimați pășcăneni, să înțelegeți, să aveți acces și la altfel de informații venite de această dată din partea autorităților județene, pentru că este extrem de important să înțelegeți și punctul de vedere al județului, nu numai a celor din Pașca, mai ales a celor care până acum v-au dezinformat. Asta este realitatea. Și acum, domnul Popa a insistat foarte mult să vă adresez o întrebare. Domnul Popa este unul dintre pășcănenii implicați, angrenați în strângerea de semnături împotriva APA Vital. De ce îi șantajați pe pășcăneni prin prezența dumneavoastră și aceste răspunsuri date astăzi? Iată, dumnealui, probabil sunt și alții, consideră că este un șantaj, o presiune, un mijloc de presiune asupra consilierului. Domnul adică Popa vrea consilierii să înțeleg... pe domnul Popa, dar areți ca să nu, subiectul e foarte simplu și clar. Nu îl cunosc pe domnul Popa, nu. Probabil că domnul Popa nu cunoaște termenul juridic și probabil nici cel din dicționar, lexical, al cuvântului șantaj. Șantaj, încă o dată spun, presupune să forțezi, să obții o hotărâre din partea cuiva sau o acțiune folosind coerciția, determinându-l să facă împotriva voinței lui altceva, ce vrei tu, care ești cel care exercită acea coerciție, da? Mi se pare că dumneavoastră cu mine aici în schimbul unui exercităm folos. Vreo coerciție. Mie mi se pare chiar că în țara mea, liber și democrat, am să mă lupt pentru dreptul la liberă exprimare. Deci eu acum mă lupt ca să pot să vin în fața concetățenilor mei, că spre știte sau nu, nu mai contează. Sunt și eu un locuitor al orașului Iași, al județului Iași și al acestei țări. Și vreau să spun oamenilor ceva. Dar, repet, nu mai spun că sunt președinte. Deci, nu, ca liber cetățean, ajung să mă lupt ca să pot la aia instituția dumneavoastră și vă felicit și vă asigur că nu există posibilitatea de a se încălca legea în sensul unii să vină să se răzbune. Fizic sau altfel. Pentru că aia chiar e faptă penală și vă asigur că se pedepsește. Sau îi asigur pe cei care își propun că se pedepsește, fără discuții. Situația este foarte aprinsă aici. Toată lumea e atentă și noi suntem primii chemați să nu aruncăm gaz pe foc. Prezența mea aici e menită să explice atât de mult și stau și vin de câte ori este nevoie, asumându-mi orice înjurătură și orice atac, de orice fel, că, credeți-mă, am văzut altele mult mai mari. Asta nu e așa de deosebită, pentru că așa e corect. Facem lucru corect pentru pașcani. Bun. Și încă o dată spun, asta cu șantajul nu există. Că să lămurim asta de cu la asociația. Masa noastră nu șantajăm nimic. Să lămurim asta cu asociația. Iată, inclusiv domnul Popa spune, dom'le, asociațiile nu pot fi parte contractuală cu furnizorii de servicii. Încă o dată spun, domnul Popa iarăși face probabil parte din acest angrenaj de dezinformare, da? Legea în România, legea azi, care la Pașcan nu s-a aplicat niciodată, îți spune foarte clar. Bă, dar toți cei care aveți calculator acasă, vă rog frumos, intrați pe site-ul oricărei primării, începând cu cea a municipiului Iași, și veți găsi organigrama primăriei. În oricare primărie veți găsi undeva un birou sau un serviciu sau un compartiment care înseamnă asociații de proprietari. Oameni, administratorii asociațiilor vin la primărie cu problemele de asociații. E legea care nu s-a aplicat la Pașcan niciodată. Încă o dată zic, uitați de cuvântul APA Vital. Eliminați APA Vital în discuție. Oricine și PSA, dacă ar fi respectat legea, trebuia să meargă la asociație. Numai că PSA atâția ani de zile n-a respectat legea. De aceea se află în această situație de falimentar și acum problemele sunt cum să se ascundă belelele cauzate în timp. Nu le preia nimeni. S-a dorit la început să se preia PSA-ul de către APA Vital ca acele belele să se stingă în multiple probleme care sunt. Numai că nu se poate. Ele s-au întâmplat, există, sunt datorii ale PSA către PSA făcute de oameni care, sau firme care au primit servicii și nu le-au plătit, ele trebuie recuperate. Dar nici, cum să vă spun, nimeni nu vine aici să păcălească lumea față de zvoneri și răspândaci. Eu am și slujba de președinte astăzi. Eu nu pot, indiferent de ce, repet, acuze sau gânduri își fac unii oameni despre mine, să vin să păcălesc. Păcălire înseamnă inclusiv să tac și să știu că acolo se întâmplă niște grozăvii și eu să tac. E rolul meu să vin și să vă spun cu voce tare. Pentru că nu istoria.
Nu, nu, viitorul l-a apropiat în câteva săptămâni. Va arăta cine a avut dreptate. Deci nu e pentru mine niciun risc. Din potrivă, chiar e o provocare. M-aș muta aici, aș sta aici câteva zile să dau piept cu toți. Dar să vorbim fără să, cum să spun, fără să urmărim închiderea gurii celelalte, să vorbim de argumente. Și pe legi, cum vrea domnul Popa și orice alt domn sau doamnă. Adică să-mi arate mie cineva cum poate vreo firmă, PSA să zicem, să dea factură la un cetățean fără asociații. Deci dacă mi arată mie cum s-a putut până că PSA-ul a făcut-o, dar pe care lege, eu nu știu. Bun. Mai am câteva întrebări importante. Vă rog să mă ajutați să le deslușim. De exemplu, în legătură cu prețul. Sunt temeri foarte mari că prețul practicat de apa vitală acum urmează să fie și mai mare. Au fost discuții că, iată, prețul apa vitală este mai mare decât cel din Pășcani, motiv pentru care, încă un motiv în plus pentru pășcăneni de a prefera preservapa. De asemenea... Haideți să vorbim pe asta, că după aceea se adună. Apa Vital, într-un clasament al companiilor naționale pe prețul complet, alimentare cu apă, canalizare este pe și primul loc, este la pe cel locul mai... 20. Aseară m-a sunat cineva din Hârlău și mi-a zis, doamne, este pe primul loc cel mai mare preț din... Cred că, nu, eu parte, face parte din aceeași categorie de zvonuri. Eu nu pot decât să... Chiar am să-i rog pe cei de la Apa Vital, astăzi, să pună pe site-ul lor și pe site-ul dedicat Pășcaniului de apă clasamentul național al companiilor. Să vadă Pășcaniul unde e, vă zic eu, fix pe ultimul. Pe locul întâi e București, dar e atât de mare încât, cum să vă spun, diferența între locul întâi și locul doi e atât de mare încât nu mai încape pe, nu s-ar mai vedea. Între București primul și Pășcani, atât de mare ar fi diferența că nu mă le mai vezi cu ochiul liber. Și județul Iași, pentru că este același preț. Companii, evident, prețul este unitar și o să le explicăm. Dar București e atât de mare, cu atât de mulți oameni și o singură de servici de o singură companie, încât dacă îl punem și pe el în schemă, ceilalți nu se mai văd de la coadă. Pășcanul fiind exact ultimul. Pe locul 2, bineînțeles, este apa din Constanța, Raja Constanța. Pe locul 3, la bătaie cu Iașul, este compania de apă din Cluj. Dar clujenii au fost mai deștepți și au luat și județul Sălaj cu ei. Deci compania din Cluj e pe două județe, Cluj-Sălaj. Dacă Iașul ar veni și cu Pășcaniu, noi am fi, doar județul Iași cum ar veni, am fi mai mari decât 20, Cluj cu Sălaj. Dacă am mai luat noi și un alt județ, am fi pe locul 2, am fi mai mare ca și Constanța. Constanța azi dă apă până la București. Orașul Bușteni, spre exemplu, are ca și operator de apă Raja Constanța. Că n-ar veni, nu aduce Raja apa din Constanța la Bușteni. Managementul firmei de apă din Bușteni e făcut de Raja Constanța. Asta este ideea. Nu mai sunați direct, vă rog, mesaje pe SMS-uri, da? 0721 800 644. Nu am posibilitatea să vă răspund în direct. Vă mulțumesc. Deci, ideea este foarte simplă și se va întâmpla din această seară să se vadă imediat pe pagina, când accesezi deci, pagina lui Apa Vitală, 20. Bun, 20 urmează să fie majorat după care, acest preț al apei? Prețul apei este unul județean. Pe întregul județ. Adică cât se plătește la orașul Iași, atâta se plătește și în comuna Todirești. Ca și în comuna Mădârjac. Ca și în orașul Pășcani. Adică cei care îmi spun că, domnule, suntem săraci, nu avem bani, dar oare o fi mai bogați cei de la Mădârjac decât cei din Pășcani? Că e același preț pe apă. Asta e discuția, da? Deci, iar acest preț este unul mediu. Că dacă ar fi fost să fie făcut pe realități, păi nu și-ar mai permis multă lume, pentru că orașul Iași poartă în spate greutatea, orașul Iași plătește un preț, acest preț mediu, care în esență, nominal, este mai mare decât este costul de exploatare, de operare în orașul Iași. Că în orașul Iași sunt 400.000 de oameni adunați în câteva cartiere. Nu sunt răspândiți ca și comunele județului 10 de kilometri de țeavă pentru 5 cetățeni. 5 consumatori, înțelegeți? Deci la Iași este cel mai ieftin preț per metru cub. Numai că, dacă ar fi să fie așa, numai ieșirii și-ar permite apă și cei de la Mădârjac nu. Pășcanul ieșe undeva la mijloc sau aproape de Iași pe acest indicator. Deci, de aceea prețul crește sau scade la nivel de oraș, de județ. Nu mai are legătură cu Pășcaniul sau cu Iașul sau cu Mădârjacul. El este un preț care permite, repet, dezvoltarea pe viitor în condiții de maximă legalitate și, repet, eficiență a firmei. Și dacă o să aibă altcineva curiozitatea să se uite la una din planșele de mai jos
de pe acel document cu prețul de apă la Iași, va descoperi și cum e structura costului metrului cub de apă la Iași. Și veți vedea că față de multe alte companii din țară, dar clar spre deosebire de PSA, noi în prețul de apă de la Iași ai aproape 50% amortismente. Adică noi avem investiții foarte multe care acum sunt în perioada de amortizare. Când se vor fi terminat toate de amortizat, noi avem două variante, cel puțin, sau una mixtă, a treia. Varianta 1, pot să scad prețul fix la jumătate. Sau varianta 2, pot să păstrez la fel și rămân cu atâția, cu jumătate în acest preț capital, cu care construiesc țevi noi, cumpăr excavatoare noi, are un om o spargere de țeavă, în două ore a rezolvat treaba, pentru că am cu ce, am bani, am oameni, am utilaje. Adică am un serviciu către client foarte bun și omul e mulțumit, nu vrea să schimbe firma niciodată. Asta ar fi discuția, da? Sau varianta mixtă. Poți să mai dai și prețul jos, mai rămâi și capital. Sunt o grămadă de discuții. Bun, dar indiferent, mai am foarte trebuie multe să întrebări, vă rog, pe scurt, pentru că deja am ieșit din spațiu de emisie. În legătură cu regulamentele, au fost interpretări, la virgulă aș putea spune, a unor paragrafe, a unor situații, conform cărora la Pașcani Apa Vitală ar fi încălcat regulamentele. Apa Vital încalcă regulamentele, obișnuiește să încalce legea. De ce a făcut-o la Pașcani, dacă s-a întâmplat așa? Domnule Cojucaru și dragi pășcăneni, Apa Vital e o companie care deja are audit pe calitate și pe toate procedurile internațional. E verificată de Consiliul Județean, de ANAF, de ANRSC, de Guvern, de Banca Europeană pentru Găsire și Dezvoltare. Nu există. Eu spun cu toată bună credință și cu încredere. Nu există să se poată face vreo golănie la Apa Vital și cineva să nu se sizeze și să nu se ia măsuri instantanei la Apa Vital. Cât timp vedeți că deși s-a schimbat puterea politică la Consiliul Județean, nu s-au schimbat directorii, motivul pentru care ei n-au fost schimbați, motivele sunt următoarele. Toți banii de pe europeni care au fost dați la Apa Vital au fost absorbiți față de întreaga Românie care n-a tras decât jumătate din bani. Apa Vital a tras toți banii. Înseamnă că sunt competenți sau nu. 2. Nu numai că au toți banii. N-am avut niciodată vreo repercursiune legală. N-am auzit să vină vreun organism de control sau judiciar să spună s-au făcut ilegalități, iar arestăm. Ați auzit vreun arestat la Apa Vital? Dar regulamentele au fost... Nu, stați un pic. Aprobate de Consiliul Județean. Imediat. Eu n-am auzit. Că dacă aș fi auzit, evident că schimbam. Nu se ajungea mai departe. Adică eu țin foarte mult, nu numai la cartea managementului din acea companie, ci și la imaginea ei. Astăzi, în întreaga Românie, se știe că Iașiul are o companie de apă excepțională. Niște oameni sunt în spatele ei, nu niște îngeri, ca să spun așa, niște ființe impersonale, da? Sunt niște oameni care își dedică viața, munca, vin la Pașcani, sunt înjurați, nu sunt lăsați să vorbească, să prezintă ceea ce spun eu. Ei nu sunt politicieni sau oameni, cum să spun, publici. Eu sunt obișnuit și cu una și cu alta. E rolul meu să îmi asum înjurăturile, să le înghit, să vin cu răspunsuri, pentru că asta e ceea ce fac. Dar ei sunt ingineri. Ei nu au obligația și copiilor și familia lor să sufere înjurăturile, pentru că ei sunt într-un serviciu. Au reguli foarte clare. Adică, încă o dată spun, nu există posibilitatea pentru compania Apa Pașcani, care atât de clar, pentru compania de apă, Apa Vital, atât de clar stratificată și urmărită, să încalce ceva fără ca cineva să observe acest lucru. Fie că e vorba de o lege, de Constituție sau de un regulament. Deci nu există lucrul ăsta. Eu primesc foarte multe plângeri la Consiliu. Primesc plângeri de la oameni nemulțumiți de serviciile Apa Vital. Am eu la Consiliu deja un serviciu întreg care se ocupă de a urmări, că eu urmăresc ce răspuns dă Apa Vital acelui cetățean. Nu se pierde comunicarea. Adică vreau cumva, poate un cetățean are dreptate, poate undeva Apa Vital abuzează sau nu-și face treaba, n-a văzut nimeni și acel cetățean chiar suferă și a găsit că e doar Consiliul în care are încredere și pe care îl cheamă în ajutor, iar eu să fiu cu vălul pe ochi. Nu există asta. Deci toate cererile, toate petițiile pe care le primesc se verifică și sunt date spre soluționare. Până acum nu am găsit, în afara unei acuze care nu e asumată public, să vină cetățeanul X să spună, sunt Ionescu Gheorghe, Popa și mai cum,
și acuz APA Vital că a încălcat aici acest regulament. Chiar mă duc și în instanță cu ei. Adică pun și un ban la mijloc, să am ceva de pierdut. Dacă... Bun. Există vreun interes personal, privat, al dumneavoastră sau al celor de la APA Vital? Vă întreb asta pentru că, pentru început, încă din vara anului trecut, au fost discutate în spațiu public, au chiar făcute afirmații, cum că APA Vital este societate privată, APA de la Pașcan și societatea urmează să fie vândute unei alte societăți private, că primarul este acționar la APA Vital, că dumneavoastră sunteți acționar la APA Vital și așa mai departe. Domnule Cojocaru, totuși trăim într-o țară care nu e sat fără câini. Cred că ați fi aflat toate aceste lucruri dacă ele ar fi fost adevărate. Le-am și citit pe, în... Nu, astea sunt acuze. Acuze, repet, anonime. Că nu le asumă nimeni cu nume și prenume. Dacă e adevărat, ieși în față și spune mie în față unde am greșit. Și după aceea vedem dacă am greșit sau nu. Dacă nu, te pune să plătești minciunile pe care le spui. Ei, de atâta vreme de când spuneți asta, n-am văzut pe nimeni să iasă în față. Dar lăsăm la o parte. Am să vă răspund direct următorul lucru. Venirea, nu a lui APA Vital, venirea unui alt operator la Pașcani, altul decât PSA, strică multe interese. Aici, locale. Sunt mulți băieți deștepți din Pașcani, așa cum în România erau mulți băieți deștepți la energie, aici erau câțiva băieți deștepți care trăiau din PSA sau pe spatele PSA. În esență, trăiau pe spatele pășcănenilor. Pentru că PSA nu trăia cu banii, trăia cu banii pășcănenilor, da? Deci, acele interese sunt cele deranjate astăzi și vedeți dumneavoastră atâta zbatere, că în mod normal, de unde atâta zbatere? Sunt niște oameni care pierd și se luptă cu cerul și pământul acum ca să împiedice pierderea care vine pentru ei. APA Vital, încă o dată vă spun, e din județul Iași. Nu mă aștept ca să vină apa de la Suceava sau de la București să rezolve treaba. Pentru că Pașcanul, dacă alege să nu meargă cu APA Vital, nicio problemă. Și eu și prefectul și APA Vital mergem acasă la noi. O să stăm acasă, o să ne uităm, sau la birou, o să ne uităm cum evoluează lucrurile la Pașcani și când Pașcanul va rămâne și fără apă și fără investiții, ce va face? Pentru că guvernul a dat scris, e notă scrisă de la guvern, banii de la guvern, așa cum au promis unii pe aici că o să aducă pentru investiții, nu există. Folosiți fondurile europene că pentru asta sunt create. Bun, răspundeți-vă la întrebare. Vreți să privatizați? Cum se privatizeze? Păi nu știu, vă cine? PSA-ul? Nu. Care se, APA care, Vital. Cum se privatizează APA Vital? Sub nicio formă. APA să Vital, fie privatizată? Sub nicio formă. Nu. APA Vital este o companie deținută aproape în totalitate de către locuitorii județului Iași prin Consiliul Județean și așa rămâne. Dar dumneavoastră credeți că cineva s-ar apuca de asemenea nebunii fără să se afle? Fără să fie verificată, investigată, măsurată și așa mai departe? Adică, domnule Cojocaru, repet, nu trăim, și slavă Domnului, nu trăim într-un sat fără câini. Da, vreau să citesc... Pentru că lipsa oricărei reguli înseamnă că cei mai amărâți suferă primii și întotdeauna. Vreau să citesc câteva mesaje relevante. Am primit 247 de mesaje până acum. Da, da, acum știți cum, dacă nu pot și să întrebări. Și răspund unora... Da, consilierii să negocieze la sânge pentru contractele individuale și să semneze pentru APA Vital. Cu alte cuvinte, se insistă pe contracte individuale. Absolut corect, dar încă o dată spun, în cadrul legii. Adică? Legea spune foarte clar. Îți faci asociație. După aceea, în cadrul asociației, dacă tu chiar n-ai încredere în asociația județeană... Haideți să nu amețim. Pot fi făcute contracte individuale? Fi făcute contracte. Îți faci întâi asociația cu anterior, cu reprezentantul de scară. După aceea, ți-ai făcut apometru personal. Îl scoți, dacă treci la bloc, faci în așa fel încât, ca și controlul de gaz de pe scară, ai scos contorul de apă pe scară. Deci cu se poate fi citit. Cu contoarele pe casa scară. Pentru că dacă ai contor de intrare în casă, înseamnă că se poate pune și un robinet. Am înțeles. Cu, vorbiți de cu contracte sigil. Sau convenții? Păi nu, convenții. Lumea convenții, se gândește da? La convenții. Pentru că bun. În lege nu există contract individual. Există convenție individuală. Contractul e cu administrația, cu asociația. Da? Și de aceea și la Iași, oriunde în România, există o asociație de proprietari care are un administrator. Bun. La Iași asta... Termoservice. PSA se poate, sau sunt firme private care asumă să fie administrator de scară. Da? La Pașcan, care intervine între asociații PSA, și... asta s-a și dorit de fapt. PSA să se stingă cu bune și rele, dar mai ales cu relele, în APA Vital. Ori APA Vital asta nu primește, că n-are cum, n-are voie. Spune, luăm serviciu,
Că ăsta e public, nu PSA-ul. PSA-ul e firma primăriei. Serviciul public de alimentare cu apă, cineva trebuie să învârtă vanele acelea, să dea drumul la apă, da? Și să facă epurarea. Acel serviciu îl luăm noi. Firma, că e deținută de un acționar public, să e deținută de un acționar privat, tot firmă e, da? Un SA. PSA este o firmă privată, o firmă comercială, o societate comercială, se supune legii comerciale care presupune că dacă ai profit trăiești, dacă nu intri în faliment, că nu se poate altfel. Și toate nefăcutele, toate nenorocirile care s-au întâmplat până acum în PSA, se judecă, se măsoară, se caută datoriile de încasat de către PSA. Dar e una să faci asta și altceva e să mai dai, să continui să dai apă când tu nu poți să mai faci. Am înțeles. Bun, deci contracte individuale doar pe branșamente individuale. Absolut, numai convenții individuale înseamnă. Doar dacă sunt scoase apometrele pe casa. Pentru că asta înseamnă că atunci însoțite, poate fi închisă apa la cel consumator. De contracte dacă... semnate de reprezentantul scării sau asociația de proprietari. Întâi asociația, după aceea și mai este un lucru de spus. Am mai discutat despre încasarea de bani, că lumii îi este teamă și pe bună dreptate. Dom'le, noi am mai dat bani la Iași sau în țară, s-a mai auzit de situația în care administratorul încasa banii la termoficare, că erau mulți, da? Și fugea cu ei în Italia. Oamenii plătiseră, aveau chitanță, dar cetul nu primise banii și dădea în judecată, cum ar veni. Ați agreat o bineînțeles, soluție încă acum? Soluția este foarte clară. Se ajunge la chitanța individuală. Deci cetățeanul va primi chitanță. Mă refer până are asociație. Primește chitanță de la Apa Vital. Se face factura pe scara blocului, pentru că nu sunt individualizați de încă. Dacă vor scoate toți apometrele pe scara blocurilor, se poate face individuală facturarea și convenția. Dar cât încă nu sunt, se face o factură pe cât consumă scara. Factura aceea se împarte la fiecare cât a consumat cu reprezentantul de scară, că așa e normal, pe care și-l aleg oamenii. Și plata și va fi plata se face, nu primește reprezentantul banii în mână. Nu ia el bani de la cetățean și îi promite că îi duce în casierul Apa Vital. Vine reprezentantul cu casierul Apa Vital. Casierul Apa Vital vine cu chitanța lui și dă cetățeanului chitanță pe banii primiți. Banii nu intră pe mâna reprezentantului. Ca oamenilor să le fie frică că acest reprezentant poate să fugă cu deci, banii lor. Să vedem dacă am înțeles bine. Reprezentantul scării sau șeful de asociație va veni împreună cu casierul sau reprezentantul operatorului și va încasa absolut chiar la ușa apartamentului. La ușă. Cum se la noi la Iași, pe exemplu, se întâmplă la Salubris asta. Am înțeles. Vine Salubris și ia de pe la fiecare. Dar e important. Ce, până la urmă, o să mă dați, ce rol are atunci reprezentantul? Reprezentantul este cel care împreună cu locatarii, cum ar veni, că nu există încă asociația, îmi certifică cum se împart consumurile. Îmi spune, ăsta a consumat atâta, celălalt atâta și așa mai departe. Asta nu mai poate face Apa Vital, că nu poate intra în casa oamenilor. Despre asta e vorba. De aceea există această intermediere a reprezentantului care spune, această factură de 100 de metri cubi pe scara A se împarte așa. 3 metri cubi la apartamentul 1, 5 la 2 și așa mai departe, după cum iese de pe fiecare citire. Domnule președinte, Apa Vital asta nu, e rolul. Nu poate sau nu vrea să-și asume rolul de a citi și de a împărți, rolul poate de a interveni nu în condomeniu. De ce poate nu poate acum? Nu poate acum. De ce? Pentru că nu poate intra în casa de ce omului. Nu poate? Pentru că e de casa ce, omului. De ce EON nu poate? Dar nu, EON nu merge pe scară. EON nu se uită pe scară. Sau alți, păi, dar nu există alții. Asta încerc să vă spun. Sunt doar 3 servicii care sunt la comun și pentru care legea te obligă. E doar termoficarea și aveai țeava de sus până jos de căldură și fiecare avea caloriferul el în casă. După aceea ai, deci termoficarea, ai salubritatea, că ai tot orașul. Trebuie să ai același preț la fiecare, trebuie colectat. Și apa, pentru că era aceeași țeavă de sus până jos. Serviciile de utilități care sunt... EON citește singur. De ce? EON citește singur pentru că are 2 contoare separate. Are în primul rând cel de electricitate în tabloul general de pe scară, că la vedere are fiecare. Nu merge angajatul EON în casa omului. Angajatul EON deschide ușa la contor, care e încuiat de obicei, se uită la contorul fiecăruia, are citirea. La gaz la fel, contorul de gaz e afară. Angajatul nu intră în casă. Se uită la contor, tu ești de acasă când vine și citește ce ai consumat. Și îți trimite factura pe baza contractului. La fel telefonia. Dacă ai RDS sau UPC, ca să nu face, sau Telecom, el are contorul lui virtual, adică știe cât a intrat în casa dar ta. Dar fiind societate publică, poate acționa... Nu contează, e societate comercială. Capitalul său este unul public și nu privat, am dar înțeles. Nu contează natura capitalului aici.
e societate comercială. Se supune legii societății comerciale ca orice altă firmă privată sau de stat sau din America care își face o filială în România. Bun, domnul Popa știe că salariații de la PSA nu și-au luat salariile până acum. Dar e minunată această discuție, pentru că interesele angajaților PSA care astăzi sunt disperați, ei sunt primii care fac grevă pentru apa vitală. Pentru că ei înțeleg că la PSA, dacă se întorc, lucrurile la PSA vor fi și fără salarii, firma oricum moare și nu este nicio garanție că după ce a murit firma și vine altă firmă, că cineva trebuie să dea apă la Pașcani, care să aibă clorul, adică să fie curată, cineva trebuie să asume răspunderea asta. Nu e nicio garanție că noua firmă care vine, care poate fi oricare din lume, îi va angaja-o pe ei. Deci acești oameni sunt disperați, sunt oameni, am văzut, oameni la 60 de ani, care au muncit o viață întreagă la apă, la Pașcani și care înțeleg ei că că apa vitală e singura soluție pentru ei. Mai ales că au văzut și cum lucrează. Au văzut dotare nouă, mașinile noi, instrumentele noi cu care se muncește, faptul că în sfârșit au și ei echipament de protecție și că există o regulă. Lucrurile sunt într-o regulă. Nu se... Bun, două întrebări și încalcă legea pe nicăieri. Nu mai putem continua discuția la nesfârșit. Două întrebări, în schimb. Un telespectator știe, domnul Adomniție, că în spatele intereselor politice sunt membrii liberali, majoritatea fiind pensionari și conduși. O anumită persoană, nu vreau să-i rostesc numele pentru că nu am garanția că este așa. Asta este un atac mărșav, nenorocit. Adică n-am nicio jenă să spun asta. Eu aici am venit ca președinte al Consiliului Județean, nu ca șef de partid. Ca șef de partid spun un singur lucru. În orașul Pașcani, majoritatea absolută a consilierilor din Consiliul Local Pașcani sunt PSD. Să facă bine acestui oraș, această majoritate. Nu contează opoziția. Contează majoritatea. Bun, și dacă așa încât opoziția nu poate schimba într-un fel sau în alt fel. Contează opinia majorității. Astăzi, majoritatea politică de la Pașcani este PSD. E adevărat, dar colegii dumneavoastră de partid, aici. Colegii așa încât de partid, n-are sens să mai lungim. Colegii dumneavoastră de partid, cum votează? Sau ce ar trebui să facă, Cojocaru, iată la ședința eu repet, nu sunt doar președinte al Consiliului Județean, sunt și președinte de partid. Eu nu vin să vă spun ca domnul Ponta, ca deputat într-un fel și ca... Eu vă spun direct, asta e lucru corect de făcut. Și pe mine mă înjură lumea care n-a înțeles sau m-a înjurat. Acum sper după emisiunea noastră ca oamenii au înțeles un pic mai mult din cât știau înainte. Și înțeleg că vrem să facem lucru corect pentru Pașcani. Mie mi-era bine la mine acasă, dar eu am o obligație față de oamenii din Pașcani să vin să spun adevărurile așa cum sunt ele. Ei aleg după aceea și vor trăi cum își aleg. Dar eu n-am voie să tac. Și ca politician și ca șef de administrație. Deci consilierii dumneavoastră deci consilierii noștri, pentru... bineînțeles că vor fi alături de acest proiect și de oraș. Sunt alături de oraș. Și istoria și viitorul va vedea, va arăta că au fost alături de oraș. Și nu de interesele meschine și particulare ale unora. Ultima întrebare. Sunteți șeful județului. Aveți o perspectivă foarte clară, largă, în legătură cu viitorul județului și implicit în legătură cu viitorul Pașcanului. Mai ales pentru că aveți relații de reprezentare cu guvernul, cu alți investitori care vin în România, în județul Iași. Pașcanu, până acum, pare să fie în afara județului. Din toate punctele de vedere, sau aproape din toate punctele de vedere. Pașcanu poate rămâne în continuare în afara județului? Până acum, la tot ceea ce a putut să facă județul fără ca Pașcanul să-și dorească, am făcut. Aeroportul servește și pășcăneni în egală măsură cu orășenii din Iași. Masterplanul de apă și canal, masterplanul de deșeuri, de management de deșeuri, că facem stația de la Ruginoasa, care va fi să de servire pentru Pașcani. Că nu mai e groapa de gunoi din Pașcani, se va duce deșeul dincolo. Toate aceste lucruri sunt cele pe care le poate face județul fără o explicitare, să zic așa, din partea Pașcanului sau fără tazbatere. Pentru că și deșeurile au avut nevoie de o asociație de dezvoltare intercomunitară. Că acolo asta s-a putut. Asta e Arsacis. Arsacis este un ONG făcut din cele 98 de primării din Iași și Consiliul Județean, la 99-a entitate. ADIS-ul e tot un ONG, deci amândouă se cheamă. Arsacis tot asta e, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pentru apă și canal. ADIS-ul e Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubritate. Acolo s-a putut, e aceeași schemă. Pe aceeași lege. Toate merg pe aceeași lege. Deci cum s-a putut pe ADIS, la fel, trebuie să poată și pe Arsacis. Numai că la
PSA și la APA, interesele de bani au fost atât de mari, încât nu au mai permis cei de aici care pierd să se meargă mai departe. La ADIS, la salubritate, unde n-au fost interese mari, pentru că firma era toată primăriei, nu erau alții care trăiau prea bine de pe salubritate, acolo s-a permis pentru că nu deranjau atât de mult interesele locale înființarea lui ADIS și serviciile de salubritate. Adică ceea ce spun este că în loc noi astăzi să venim, domnule Cojucaru, și să vorbim despre cât de locuri noi de muncă se pot crea la Pașcani, despre ce investitori noi pot să vină la Pașcani. Dacă trece autostrada pe la Pașcani, cum arată viitorul? Noi vorbim despre dacă e bine sau nu să avem apă în Pașcani. Apă de la asta, apa vital. Și asta, nu, apă de la oricine. Apă, punct. Că o dă apa vital, că o dă PSA, că o dă, repet, Raja Constanța, nu contează. Despre asta e vorba. Că dacă nu se votează delegarea la altă societate, indiferent care, PSA închide vana. E simplu. Asta e opțiunea orașului Pașcani azi. Oportunitatea. Ajungem să vorbim dacă e oportun să mai ia apă în oraș sau nu. Pentru că realitatea concretă îți arată că dacă rămâi cu PSA, nu mai ai apă. Și trebuie să vină cineva să salveze. Păi cine vine? Vedeți dumneavoastră vreo buluceală pe la ușa primăriei? Bun. Noi venim pentru că suntem, nu că obligați, suntem concetățeni, suntem împreună la acest județ. Cine vine altcineva? Eu aș fi foarte fericit. Ia dumneavoastră ca jurnalist și toți rău credincioși din oraș să aducă ei altă soluție. Să convingă ei pe oricine altcineva, să vină oricine altcineva să facă serviciu de apă și canal. Ia vedeți ce condiții pun acei altcineva. Vă spun din start, legea. Asociație, factura pe asociație, dați afară toți, angajăm noi, nu discutăm. Ce datorii? Nu ne interesează. Noi am venit, luăm serviciu, pa la revedere. Firma care a fost, nu ne interesează, e altă firmă. Ia vedeți cum negociați cu alții. Deci asta să-i întrebați pe cei care au alte puncte de vedere decât ce spunem noi aici. Da, repet, dincolo de câteva persoane chiar plătite, îndrăznesc să spun lucrul ăsta, care fac în mod insistent această dezinformare, sunt oameni îngrijorați. Pentru ei împreună și vă mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care au avut poate răbdarea să ne urmărească, pentru că nici nouă nu ne este ușor, dumneavoastră vă este cel mai greu, pentru că eu mă descurc, să zic așa, sunt președinte de județ, sunt mai sigur în existența mea așa, din acest punct de vedere. Nu mi-e teamă să merg pe nicio stradă în județ și nici în Pașcani, pentru că știu că împreună facem ceea ce este corect pentru Pașcani și asumăm pe numele nostru. Eu mai vin la Pașcani și în campanii și în afara lor. Veți fi prezent la ședința de marți? Eu vreau să fiu prezent și voi veni. Nu cred că e cineva în stare să mă dea afară, adică să mă invite, că oricum nu ies, dar măcar să se exprime. Nu există. Pentru că atunci când știi că faci lucru corect, nimic nu te poate opri. Domnule președinte, mulțumesc mult pentru participare, dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sper ca măcar în parte să vă fi lămurit cu anumite răspunsuri extrem de importante în legătură cu prețul apei, cu ceea ce ar urma să se întâmple la Pașcani începând de marți. Așteptăm cu interes ședințele tehnice ale Consiliului Local programate mâine. De asemenea, ședința de marți, care este extrem de importantă, gândul cel bun, de ce nu? Și nu uitați mâine seară de la ora 20, o nouă întâlnire de această dată cu prefectul județului. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc eu și mulțumesc tuturor pășcanilor pentru că răbdarea cu care ne-au ascultat. O zi frumoasă în continuare.